Bună ziua! Mă numesc Irem Cabul. Sunt în clasa a 4-a C și învăț la școala primară Spectrum București Paladi. Proiectul meu este despre electricitatea și sustenabilitatea în secolul 21. Proiectul meu va cuprinde surse de energie, ce este LED-ul, structura unui LED, tipuri de LED-uri și sustenabilitatea. Energia are mai multe surse, printre care cele prietenoase cu mediul, adică panourile solare, eolienele și hidrocentralele, și cele neprietenoase cu mediul, adică termocentralele. Ce este LED-ul? LED-ul este o diodă ce emite lumină. Ele sunt des întâlnite. LED-ul este prietenos cu mediul deoarece are un consum mai mic de energie. Structura unui LED. Anodul, catodul, rama, semiconductorul și lopa. Tipuri de LED-uri. Există multe tipuri de LED-uri, dar cele mai întâlnite sunt LED-urile Truth Paul și LED-urile RGB, care au o gamă variată de culori. Sustenabilitatea și cea mai importantă parte a proiectului meu. LED-urile nu conțin mercur sau alte substanțe toxice, precum alte surse de iluminat. Noi copiii putem contribui prin utilizarea LED-urilor. Astfel, contribuim la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din atmosferă. Te întreb de ce este important să economisim energia? Pentru a ne asigura că noi copiii vom crește într-o lume sănătoasă și frumoasă, pentru a folosi timp îndelungat resursele planetei, pentru a economisi bani și pentru a păstra clima naturală a Pământului. 51% din energia produsă în România este energie verde. Aceasta a fost partea teoretică a proiectului meu. Partea practică a proiectului meu cuprinde două modalități diferite prin care voi aprinde un LED. Prima variantă, avem niște baterii reîncărcabile care au fost încărcate cu ajutorul panourilor solare. Lăsați-mă să-l aprind. Puteți observa cât de puternic este. În a doua variantă avem un motoraj pe care îl voi acționa manual. Motorașul poate fi acționat și cu ajutorul puterii apei. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vă încurajez să folosiți produse cu LED-uri, pentru că avem o singură planetă și trebuie să o protejăm. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.